Să rămână mai departe cu noi la închinare, pentru că avem nevoie, avem trebuință de Domnul și în ziua aceasta. Vrem ca Domnul să reverse harul Său, să reverse binecuvântarea Sa peste sufletele noastre. Să lăsă Domnul ungere proaspătă peste corzile vocale, să-L putem lăuda pe Domnul. Cântarea care se va cânta să schimbe atmosfera din biserică. Îl vom ruga pe Domnul să lăsă o ușă deschisă pentru cuvânt. Cuvântul să fie în mijlocul nostru, să pătrundă în inimile noastre, să ne motiveze, să luptăm lupta cea bună a credinței. De aceea mă voi ruga Domnului și vă rog să mă însoțiți în rugăciune. Binecuvântarea Tatălui Ceresc să vă însoțească, să simțiți prezența și mai mult decât atât, am dorit ca și în această dimineață Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să ne cerceteze, să ne cunoască, să transforme ființele noastre în ființe după Sfântă voia Lui. Vrem să rămânem un timp în lauda adusă Domnului pe aripile armoniei cântecelor care se aduc spre slavă lui Dumnezeu. De aceea corul va intona un imn de slavă la adresa lui Dumnezeu. După aceea, grupul de laudă ne va conduce într-un imn în care să participăm cu toții, să fim cu toți parte a laudei și în această dimineață. Și, bineînțeles, așa cum se știe, toți acei care au plecat de acasă cu dorința de a lăuda pe Domnul. Toți acei în care Dumnezeu a investit. Îi rugăm să ne anunțe printr-un bilet și fie peste toată lucrarea mâna binecuvântată a Tatălui Ceresc. Amin.
Jesus.
pătruns și mi-e dor de soare. Alergăm către niciunde cu priviri înlăcrimate, căutând iubirea caldă într-o lume de păcate. Doamne, știm că suntem răi, suntem slabi, fără putere, haina iarăși a pătat-o, alergând după avere. Dar iubirea Ta e mare, Doamne, ne mai iart odată, lăsă blânda primăvară să înflorească minunată. Și ne pune în inimă dată doar un strop din harul Tău, să ieșim biruitori când ne pare drumul greu. Mai privește spre pământ, mai spune cât ne-ai iubit și ne pune în inimă, Doamne, primăveri fără sfârșit. Amin. Frumos e să fii copil și pe Domnul să-L iubești. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L slujești. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de nu știți să vă împăcați, în rai n-o să intrați. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de nu știți să vă împăcați, în rai n-o să intrați. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L iubești. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L slujești. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, dacă nu puteți iubi, în rai nu veți fi. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, dacă nu puteți iubi, în rai nu veți fi. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L iubești. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L slujești. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de nu știți să vă ajutați, în rai n-o să intrați. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de nu știți să vă ajutați, în rai n-o să intrați. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L iubești. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L slujești. Iar dacă noi nu veți fi ca noi, de răutate veți ținea, în rai nu veți intra. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de răutate veți ținea, în rai nu veți intra. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L iubești. Ce frumos e să fii copil și pe Domnul să-L slujești. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de nu știți să vă bucurați, în rai n-o să intrați. Iar dacă voi nu veți fi ca noi, de nu știți să vă bucurați, în rai n-o să intrați.
Eram lovit de patim și păcate. Trăiam în bezna nopții tot mereu. În jurul nu vedeam deloc lumină și aproape mort era sufletul meu. Știam că numai unul singur poate să-mi dea salvare în chinul îngrozitor, să mă aducă iar în libertate. Și am început să strig după ajutor. Eram căzut și fără de speranță. Credeam că pentru mine totul s-a sfârșit. Dar chiar atunci Iisus îmi iese în față și îmi vorbește blând și îmi dă speranță. Și parcă aud și acum cum i-a șoptit: ridică-te, îmi spuse vocea caldă, dar cine ești? Sunt Domnul, sunt Iisus. De azi ești liber, am plătit salvarea și acum ești fiul al Tatălui de sus. Te-am înviat acolo, la Golgota, și azi primi vei moștenirea în dar. Îți mulțumesc, i-am spus cu ochii în lacrimi, îți mulțumesc, o Doamne, de acest dar. Tu ai plătit un preț, mi-ai dat salvare și ai suferit în timp la Golgota. Ai fost trăpuns în mâini și în picioare, ca eu să fiu salvat prin jertfa ta. Ai vrut să mă salvezi de moarte, să mă salvezi de foc îngrozitor. Tu m-ai scăpat de-a grele mele fapte și acum sunt fiica unui blând păstor. Îți mulțumesc, Părinte al îndurării, pentru tot harul ce mi-ai dăruit, pentru salvarea care mi-ai adus-o și pentru fiul tău cel răstignit. Te voi sluji o viață întreagă și întotdeauna eu îți voi cânta, până veni va ziua așteptată și acolo sus, în cer, tu mă vei lua. Amin. Amin. Când sunt trist și apăsat, copleșit de îndoieli și când tot ce-am visat s-a destrămat, când în jur e întuneric și totul pare a fi pierdut, El îmi șoptește, crede ce ți-am promis. Eu voi rămâne credincios, în mine vei fi victorios, eu voi fi veșnic, veșnic credincios, voi fi mereu de partea ta, te voi întări prin mâna mea, eu voi fi veșnic, veșnic credincios. Azi o har m-a găsit, milă n-am meritat, dar pe cruce iertare mi-ai dat. De-acum pe vecea speranță, că știu ce mult m-ai iubit și mereu mi-amintește când toate mă va purta. El va rămâne credincios, el voi fi victorios, el voi fi veșnic, veșnic credincios,
iubiți frați și surori, așa cum stăm ridicați înaintea Domnului, să ascultăm cuvântul pentru dimineața de astăzi, Faptele Apostolilor, capitolul 18, din care a fost și versetul de aur, capitolul 18, primele 11 versete. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând în Italia cu nevasta sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei de Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Iubiți frați și surori, pentru dimineața zilei de astăzi, în acord cu textul, cu pasajul citit, vom avea un mesaj intitulat sau în care vom vedea că este vorba despre trăirea și vestirea Evangheliei. Evident că Evanghelia trebuie mai întâi trăită și apoi vestită. Uneori ne cam încurcăm și vrem să o vestim fără să trăim și nu prea merge, sau rodul nu este cel așteptat. Dar corect este trăirea și vestirea Evangheliei. Și așa vedem și la Apostolul Pavel și așa și vedem și la oamenii lui Dumnezeu. Așadar, în această dimineață vom vedea, vom vorbi și vom căuta să înțelegem mai mult despre trăirea și vestirea Evangheliei. În acord cu marea însărcinare, așa cum o știm noi, Domnul Iisus Hristos, adresându-se ucenicilor și nouă astăzi, suntem îndemnați și trimiși să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să facem ucenici din toate neamurile și să-i învățăm ca să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, în acord cu voia Domnului, ne trăim existența într-un anumit loc, ne trăim existența în anumite medii și, după cuvântul Domnului, suntem îndemnați și chiar autorizați să ne trăim viața în acord cu crezul nostru, în acord cu concepția noastră despre lume și viață, și anume, noi am fost odată păcătoși, Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la mântuire, noi, înțelegându-ne viața fără sens, fără rost și care duce la pierzare, am acceptat cu bucurie darul lui Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos, mântuirea. Ei, și de atunci, având această bucurie a mântuirii, nu putem să tăcem și vestim vestea bună a lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne cheamă pe toți la mântuire. Și căutăm să direcționăm prin trăirea noastră și prin vestirea noastră viețile celorlalți din jurul nostru către Dumnezeu, către cer, către bucuria raiului mult așteptat de către cel credincios. Și dorim în această dimineață să rămânem în această învățătură, și anume să ne verificăm, să ne întărim, să ne cercetăm corectitudinea vieții noastre în voia lui Dumnezeu. Mai întâi, iubiți frați și surori, vedem și înțelegem de la începutul pasajului până la sfârșitul pasajului, în aceste 11 versete, căci omul lui Dumnezeu, care dorește să fie pe placul lui Dumnezeu, și care caută să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, este un om al acțiunii. Un om al acțiunii, vedem în Apostolul Pavel, omul care pleacă,
omul care găsește, omul care vorbește, omul care înduplecă, omul care propovăduiește, un om al acțiunii. Un om care se mișcă, așa cum era mișcat odinioară, un om al lui Dumnezeu, de Duhul Domnului. Este vorba de Samson. Omul lui Dumnezeu care vrea să facă voia Domnului, care vrea să trăiască și să vestească, este un om al acțiunii. Ați văzut că de multe ori spune câte unul că el stă și așteaptă voia Domnului pentru viața lui. Și stă și stă și așteaptă și va aștepta mult și bine. Trebuie să fim oameni ai acțiunii, care să ne mișcăm, care să facem, care să spunem, care să propovăduim, care să ne plecăm genunchiul, care să ne adunăm la părtășie, care să căutăm locuri de rugăciune, care să căutăm frați și surori care gândesc la fel ca noi, care au același scop ca și noi. Vedem în Apostolul Pavel și suntem îndemnați noi în această dimineață să fim acei oameni ai acțiunii, care nu stăm și așteptăm și așteptăm mult și bine. Care e voia Domnului pentru mine? Păi eu să stau vreo 5 ani așa și să vedem ce îmi descoperă mie Domnul. Trebuie să fim oameni ai acțiunii. Dumnezeu ne culege și ne dă de lucru de pe câmpul mișcării noastre. Din alergarea noastră. Vede în noi dorința de a sluji. Și evident că ne va ridica și ne va folosi. Va curăța vasul nostru și vom fi vasul acela de cinste folositor stăpânului. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, iubiți frați și surori, vedem tot din pasajul acesta, urmărind firul pasajului, căci omul lui Dumnezeu, omul chemat să trăiască și să vestească Evanghelia, vestea cea bună, darul cerului pentru lumea aceasta, este omul care acceptă colaboratori și se bucură de colaboratori, adică îi place munca în echipă. Nu știu de unde, și dumneavoastră ați sesizat, cred, lucrul acesta, sistemul, educația, mass media, totul la un loc, nu știu ce ne-a făcut să gândim și să fim așa, și anume, fiecare om are cea mai mare încredere în el însuși. Și crederea așa cum gândește el și așa cum face el, este cel mai bine, dacă nu cumva chiar numai așa este bine. Și atunci ne este foarte greu, fiind formați de sistem în felul acesta, să fim buni colaboratori, să ne placă munca de echipă. Din păcate. Din păcate. Avem nevoie, în sensul acesta, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să primim lumină, să ne reformăm, să ne lăsăm remodelați, că spune cuvântul Domnului că ce este olarul și dacă vrem să ne punem la dispoziția Domnului, ne ia și ne frământă și ne face așa cum îi place Lui. Dar ideea este să ne lăsăm în mâinile lui Dumnezeu, în așa fel încât să ne placă munca de echipă. Să ne placă să avem colaboratori. Apostolul Pavel vestea cuvântul acolo, așa-i? Și la un moment dat au venit încă doi. L-au încurcat cumva, nu, s-au bucurat. Ba dimpotrivă, l-au ajutat foarte mult că s-a dedat cu totul propovăduirii cuvântului. În zilele noastre este un pic mai greu. În munca aceasta de echipă, uneori sau adeseori, chiar din păcate, sunt schimburi de idei, de păreri care pot duce la o stare de conflict, la o stare de tensiune, la o stare de neînțelegere, și nu este bine. Suntem chemați, ca oamenii lui Dumnezeu, să trăim și să vestim munca de echipă, dacă e să spun așa. Dorința de a colabora și de a ne bucura atunci când cineva vine să ne ajute, nu-i așa? Când eu mă zbat și am nevoie de ajutor, când vine unul să mă ajute, eu să-i spun că, bă, te primesc și sunt de acord să lucrez cu mine, dar să faci așa cum spun eu. Cred că este momentul să stăm înaintea lui Dumnezeu cu seriozitate și să ne verificăm pe fiecare, să ne verificăm fiecare dintre noi în parte. Și să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la unitate. Ne cheamă să-L prețuim pe celălalt de lângă noi. Așa spune cuvântul Domnului. Să-L privim pe cel de lângă noi în dragoste. Să-I dăm întâietate. Ba chiar să-L vedem mai presus de noi. Să luăm în seamă dorința Lui. Să luăm în seamă cuvântul Lui. Să înțelegem, să-L ascultăm ce are de spus. Atitudinea aceasta a omului lui Dumnezeu, Pavel, a căutat colaborarea, s-a bucurat de colaboratori, s-a bucurat de echipă. Apoi, vedem tot din pasajul acesta că erudiția este bună. Adică, cu trecerea timpului, noi căpătăm experiență. Omul acela călit în lupte,
plin de cicatrici și care știe să mânuiască sabia, la figurat vorbind. La un moment dat crede că știe, crede că se descurcă. Pe tărâm spiritual vorbind, erudiția poate fi bună, dar poate să te și încurce. Te dă și peste cap. Și anume, ajungi să te bizui pe ceea ce știi, pe ceea ce ai acumulat, că tu ai experiență și te descurci. Nu este așa. E vorba de relația aceea caldă a omului Dumnezeu cu Dumnezeu, pe care o caută și o dorește neîncetat. Cât de bine aș ști eu să cânt, cât de bine aș ști eu să predic, cât de bine aș ști eu să mă descurc la un îndemn, la rugăciune, nu. Caut călăuzirea aceea proaspătă. Caut uleiul acela nou, proaspăt din mâna lui Dumnezeu. O călăuzire aparte. Ei, omul lui Dumnezeu, Pavel căuta așa ceva. El nu avea experiență? Ba da, avea. Știți cum a venit de la Corinteni să vestească Evanghelia? Tremurând și plin de frică. Nu s-a bazat pe experiența lui, pe ceea ce a acumulat, ci căuta un fir nou, căuta o călăuzire proaspătă. Căuta un îndemn din partea lui Dumnezeu specific pentru situația aceea. Îl așteaptă, îl dorește, îl primește, îl urmează. Vocea, îndemnul, călăuzirea lui Dumnezeu. Acesta este omul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim acei oameni care caută permanent voia lui Dumnezeu. Las că știu eu că am mai trecut pe aici și știu eu cum să procedez. Nu! Nu! De data aceasta, poate că Dumnezeu vrea ca altfel să se comporte cu tine în situația aceasta. Caută călăuzirea lui Dumnezeu. Caută voia lui Dumnezeu. Caută ungerea proaspătă a lui Dumnezeu. Și Pavel, aici, căutându-L pe Dumnezeu, a primit din partea Domnului, nu-i așa, într-o vedenie, vocea lui Dumnezeu. Uite, așa trebuie să faci în cetatea aceasta. Chiar dacă tu te frământi și vezi că lucrurile nu prea merg așa cum te aștepți, dar este nevoie să stai și să lucrezi aici. Și el a luat în seamă. Nu-i așa? Nu cum auzim noi câte o lucrare și aia, păi cine mai știe ce mai vrea să mai spună și Domnul cu lucrarea aceasta. El a luat în seamă vedenia aceasta, voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, că a mai rămas acolo un timp destul de îndelungat. Pentru că Domnul i-a spus că a mult norod în cetatea aceasta. A păcat în seamă cuvântul lui Dumnezeu, i-a dat întâietate. A pus pres pe lucrarea lui Dumnezeu. Și a mai stat un timp îndelungat. Pentru că Domnul i-a spus că mai a mult norod în această cetate. Cum a fost vestit și cuvântul de aur, în versetul de aur în această dimineață. Nu-i așa? Iubesc frați și surori, reluăm după aceste trei specificații despre omul lui Dumnezeu, despre fiecare dintre noi. Este vorba de trăirea și vestirea Evangheliei. Este vorba de crearea, să spunem așa, unei celule de misiune. Dar nu e vorba aici doar de noi trei, noi cinci, noi șapte, care mergem în Mongolia și să vestim acolo cuvântul Domnului. Deși cuvântul Domnului în mare însărcinare ne trimite în toată lumea să vestim cuvântul Domnului. Dar e nevoie de crearea acelei celule acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, acolo unde ne trăim existența. Ce frumos este, și am auzit de așa ceva. Într-un liceu s-au adunat trei tineri creștini și au început în pauză să cânte câte o cântare spre slava lui Dumnezeu. La un loc de muncă am auzit că s-au adunat două, trei surori și au început întotdeauna serviciul dimineața cu rugăciune. Ce frumos! Și uite așa, îți formezi, îți creezi un mediu în care, încet, încet, poți să vestești și să trăiești cuvântul lui Dumnezeu în locul acela, în așa fel încât să îndupleci, vorbind, propovăduind, în așa fel încât să îndupleci, să dirijezi, să direcționezi inima și căutarea omului către Dumnezeu. Căci el are nevoie de răspunsuri, are nevoie de soluții la problemele lui. De ce să nu fii tu util în lucrarea aceea și să dirijezi, să-i dirijezi căutarea către Dumnezeu? Este cineva care este bolnav, am auzit. Și el putea fi dirijat către nu știu ce medic bun. Ei, a fost dirijat să vină în locul acesta și să caute răspuns din mâna lui Dumnezeu. Și să caute răspuns de la ceea ce este vindecătorul. Slăvit să fie numele Domnului. Pentru cei ce ne implicăm în lucrări de felul acesta. Așadar, vedem omul acțiunii care pleacă. A fost în Atena, a vestit cuvântul Domnului, Corintul, istoric și cel de astăzi, locația, nu este chiar așa departe de Atena. A plecat. Deci nu a rămas în loc. Nu a stat să aștepte voia lui Dumnezeu mult și bine. Nu. A plecat. A plecat spre Corint. A plecat spre Corint și acolo s-a gândit, după voia lui Dumnezeu, că este un loc în care poate rămâne pentru o perioadă să împlinească voia Domnului. Și anume, să facă de cunoscut numele Mântuitorului și chemarea la mântuire. Și cum s-a gândit el să facă lucrarea aceasta?
Mai întâi, având un proverb noi, cine se aseamănă, se adună, a căutat acele puncte comune prin care să poată lucra, colabora cu cineva. Nu-i așa? Și el a găsit un iudeu. A găsit un iudeu pentru că și el era iudeu. A găsit, pe lângă faptul că era un iudeu, pe cineva care se asemăna cumva cu el și anume, măi, avea același meșteșug, facerea corturilor. Suntem îndemnați și noi în felul acesta, iubiți frați și surori, atunci când dorim să creăm părtășii, să căutăm pe cei care doresc același lucru ca și noi. Și anume, să trăim curat și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și anume, să căutăm locurile de rugăciune. Și anume, să-L vestim pe Dumnezeu prin trăirea noastră și prin vorbirea noastră în lumea aceasta, la locul de muncă, în mediile în care ne-a așezat Dumnezeu. Spune așa cuvântul Domnului, căci tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Căutăm acei oameni, căutăm acele locuri care sunt în acord cu dorința noastră. Și anume, dorim să trăim plăcut pentru Dumnezeu și dorim să ajungem în Raiul lui Dumnezeu. Căutăm astfel de tovarăși, căutăm astfel de oameni care să ne unească, care să ne dea avânt, care să ne dirigeze în același punct, spre același scop. Nu care să ne cheltuie, să ne consume, să ne atragă în fel de fel de obiceiuri condamnate de Sfânta Scriptură și neapropiate de Dumnezeu. Nu-i așa? Așadar, Apostolul Pavel a căutat pe cineva cu care să se poată uni. În felul acesta și noi, la școală, la locul de muncă, în mediile în care suntem, căutăm mai întâi punctele acelea comune cu un om, cu doi, cu trei, până ne adunăm și apoi avem o celulă, să spunem așa, de misiune prin care noi putem să fim eficienți în locul, în zona respectivă. Când plecăm spre acasă, cele două, cele trei, cele patru, cele cinci surori, frați, își dau telefon, vorbesc, știi că este situația aceea la locul de muncă. Știi că ieri managerul, mă rog, cine a fost șeful nostru, a fost cam tensionat, a fost, poate are probleme în familie. Hai să ne rugăm pentru el. În felul acesta, noi suntem plăcuți înaintea Domnului, trăim plăcut înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va da trecere și binecuvântare. La fel într-un mediu de școală, la fel în diversele medii, acolo unde ne așezați cu Dumnezeu și unde ne trăim existența. Putem să formăm acea celulă prin care Dumnezeu să lucreze. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Să dorim colaborarea, să dorim unitatea, să dorim echipa prin care Dumnezeu poate fi onorat. Spune cuvântul Domnului aici despre Pavel, care a găsit un iudeu numit Acuila din neam din Pod, venind din curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, și fiindcă erau iudei, fiindcă aveau același meșteșug, a rămas la ei și lucrau împreună. Aici cuvântul a găsit, este așa de frumos. Apostolul Pavel a găsit un iudeu. Găsitul acesta nu e orice fel de găsit, e un găsit aparte. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. E un găsit de felul acesta. Că e posibil să găsești pe cineva și cu toate acestea n-ai găsit. E posibil să găsești și cu toate acestea n-ai găsit. Găsitul acesta este un găsit aprobat de Dumnezeu. E vorba că Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor. Și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și recunoaștem că nu ne descurcăm singuri. Și recunoaștem că nu avem propășire prin înțelepciunea noastră. Și recunoaștem că avem nevoie de El ca să găsim. Și când îl lăsăm pe El să ne sprijinească, să ne lumineze, să ne ungă ochii, să ne binecuvinteze inima, atunci găsim. Și Apostolul Pavel a găsit familia aceasta. În momentul acesta, poate că n-am cercetat de unde a ajuns. Nu am găsit că ei ar fi fost copiii ai lui Dumnezeu. Acuila și Priscila. Dar pentru că Pavel, să mergem pe varianta aceasta, a avut părtășie cu ei. Au fost iudeni, au lucrat la facerea corturilor împreună, cu siguranță Pavel le-a vorbit despre Dumnezeu. În felul acesta, fiind el omul lui Dumnezeu, abilitat, îmbrăcat cu putere de sus și cu dorința aprinsă, ca ceea ce are el în inimă, bucuria aceea mare să o împărtășească și cu alții, Acuila și Priscila, vedem mai târziu, desemnați și catalogați de Apostolul Pavel ca și tovarășii mei de lucru. La sfârșitul Epistolei către Romani. La sfârșitul Epistolei 1 către Corinteni spune: aduc înaintea voastră biserica care este în casa lui
Acuila și Priscila. Adică a făcut treabă bună Pavel. Cu ajutorul lui Dumnezeu a găsit familia aceasta, a avut aceleași întâlniciri, prin cuvântul lui Dumnezeu vestit și trăit, i-a câștigat și de acolo a pornit o celulă de misiune, un bord de misiune în zona aceea, în Corint, în zona Corintului. Vedeți? În felul acesta, de unul singur, dar bazându-te pe Dumnezeu, pe harul lui Dumnezeu, pe ajutorul lui Dumnezeu, mergând într-un loc, anume, poți să câștigi oameni pentru Dumnezeu. Poți să formezi o celulă de misiune pentru gloria lui Dumnezeu, pentru trăirea și vestirea veștii bune, Evanghelia lui Dumnezeu. Posibilitatea de a fi mântuit a fiecărui om din jurul nostru. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Dacă s-a format, să spunem așa, echipa aceasta, celula aceasta de misiune, trebuie să ne uităm un pic și la lucrarea misiunii. Lucrarea misiunii, parcurgând textul acesta, vedem că e vorba de trăirea și vestirea Evangheliei în zonele în care avem acces, în zonele și în locurile unde vedem că ni se deschide ușa, în zonele în care putem să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, să spunem, lin, calm, frumos, civilizat. Poate că uneori suntem în contradicție în inima noastră cu privire la anumite lucrări de vestirea Cuvântului, chiar și în localitatea, în orașul în care trăim, da? Că gospodina este cu oala de mâncare pe foc și trebuie să aibă grijă de oală, iar cineva vine la ușă și insistă și insistă și insistă să-i citească în revistă. Adică Dumnezeu ne sprijinește, ne îndeamnă și ne ajută să vestim Evanghelia. Dar într-un mod demn de un copil al lui Dumnezeu. Adică trebuie să vezi disponibilitatea omului, trebuie să vezi dacă omul este în pericol și să acționezi, chiar trebuie să acționezi. Trebuie să vezi limita până unde trebuie să mergi. Ați văzut că Apostolul Pavel a insistat să vestească Evanghelia în acea sinagogă, până la un punct. Când a văzut că e prea mare împotrivire, când a văzut că deja e batjocorit, când a văzut că nu-i luat în seamă, a plecat de acolo. Zice că și-a scuturat hainele și a spus până aici. Deci, Doamne, ai văzut? Mi-am dat toate silințele. Am căutat, sunt iudei ca și mine. Am fost în sinagogă. Deci vreau mântuirea lor. M-am zbătut. M-am rugat. Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Uite că n-ascultă. Păi n-ascultă, n-ascultă. I-a lăsat și a spus, mă voi duce să vestesc Evanghelia la neamuri. Ce vreau să spun prin aceasta? Să fim cu luarea minte, în vestirea noastră. Să nu dăm dovadă de acea insistență obraznică. Să nu dăm dovadă, nu-i așa? De o vestire a Cuvântului împotriva tuturor intențiilor de a bloca misiunea noastră de către cineva. El nu are timp atunci, nu are chef atunci, nu e dispus atunci, nu e momentul pentru el atunci. Și noi toate acestea le putem căpăta ca și o lumină din partea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Ați văzut că sunt condamnate și la Sfatul Frățesc a spus de lucrul acesta despre anumite propovăduiri sau vestiri ale Cuvântului într-un chip nedemn. Și vă spun că trebuie să fim cu luarea minte și să ne verificăm pe noi înșine și să vedem ce progres aduce lucrarea pe care o facem noi. Ba, sunt postate anumite lucrări, gen prorocie sau, nu știu, un mesaj în spațiul media, pe internet, care nu aduc neapărat onoare Cuvântului lui Dumnezeu, lucrării lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, pot aduce prejudicii. Ori vestim Cuvântul lui Dumnezeu, am auzit, odată eram în microbuz și cineva vorbea de o lucrare acolo și povestea că ce a descoperit Domnul și nu știu ce și oamenii râdeau pe acolo prin microbuz și adică trebuie să fim cu luarea minte.
Trebuie să vedem dacă lucrarea pe care noi o facem aduce onoarea lui Dumnezeu. Aduce beneficiul lui Dumnezeu. Sau dacă nu cumva, prin modul în care noi ne exprimăm, putem să aducem prejudicii și pagubă lucrării lui Dumnezeu. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos să căutăm fiecare dintre noi, să căpătăm lumină și înțelepciune din partea Domnului și lucrarea să o facem cu scumpătate. Pentru că nu este o lucrare oarecare. Este bijuteria cerului. Este comoara cerului. Să ne comportăm cu frumusețe față de ea. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, este vorba de întărirea echipei, așa cum anunțam anterior, și anume, Pavel vestea cuvântul acolo, era în casa lui Acuila și Priscila, a văzut că acolo este teren, a văzut că e nevoie de o lucrare mai amplă și atunci a primit colaboratori, a primit ajutor, echipa s-a întărit. Au venit Sila și Timotei ca să-l ajute și atunci s-a dedat cu totul propovăduirii. Până atunci lucra și la facerea corturilor și la vestirea Evangheliei. Mai rămân un pic pe acest punct și anume să ne bucurăm de echipa în care ne așează Dumnezeu. Să ne bucurăm de colaborare și colaboratori. Pentru că vedeți dumneavoastră, din păcate, cum spune o vorbă, unii-s doi deja sunt mulți. Dar de ce? Sunt mulți deja. Pentru că există două păreri diferite? De ce? Pentru că nu avem inima dispusă și deschisă înaintea lui Dumnezeu ca să colaborăm. Suntem chemați, iubiți frați și surori, la nivel de biserică, la nivel de celulă de misiune, așa cum ne ajută Dumnezeu să ne adunăm, să iubim colaborarea, să iubim lucrarea de echipă, ca să putem avea propășire împreună. Să ne prețuim în dragoste, să-i acordăm valoare celui de lângă noi și să credem că dacă împreună vrem să ajungem în Raiul lui Dumnezeu și nu de unul singur, împreună suntem chemați să lucrăm, să luptăm, să plângem, să râdem, să trudim, să semănăm și să culegem aici pe pământ. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, este așa de important și vedem lucrul acesta în pasajul citit. Este vorba de lucrarea de încurajare, de îmbărbătare a lucrării. Atunci când Apostolul Pavel, o fi fost el frământat, zbuciumat, mâhnit, a venit într-o vedenie vocea lui Dumnezeu adresându-se și a spus: nu te teme, stai liniștit, sunt cu tine. Am mult noroc în cetatea aceasta. Și voi fi cu tine pentru ca tu să ai biruință, să ai izbândă. Este așa de prețios pentru noi, pentru fiecare dintre noi parte, când ni se descoperă voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze, printr-o lucrare, printr-o vedenie. Dar ce vreau să spun aici, iubiți frați și surori, este și la nivel de persoană. E valabilă lucrarea aceasta de încurajare, de îmbărbătare. Vedeți? Se lucrează relativ puțin în vremurile noastre, în lucrarea aceasta, dincolo de zidurile bisericii, de clădirea în care noi ne adunăm, de lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei propriu-zisă. Adică să mergem, să vestim cuvântul acolo unde este nevoie. Dar măcar noi, cei care nu mergem, să încurajăm pe ceilalți, să îmbărbătăm, să ne rugăm pentru ei, să le spunem că ne bucurăm așa de mult pentru ceea ce fac ei. Și că noi îi vedem pe ei cu o coroană mult mai strălucitoare ca a noastră, dăruită de Dumnezeu. Și să le spunem că nu în zadar este truda și frământarea și alergarea lor. Și să le spunem că dacă au nevoie să le fim sprijin, dacă au nevoie să-i ajutăm, să ne spună și suntem gata să ne dea acele direcții în care să ne putem implica. Este așa de mult nevoie ca în vremurile noastre să trudim, să ne rugăm și să ne luptăm ca lucrarea aceasta să aibă propășire. Și anume, vestirea cuvântului în atâtea locuri unde este sărăcie de cuvântul lui Dumnezeu și sărăcie la propriu. Ați văzut că au venit frații aceia din Ucraina și ne-au relatat ce-i pe acolo și ce se întâmplă pe acolo. Vedeți?
Ferice de cei săraci în Duh, spune la fericire acolo. Vedeți dumneavoastră? Cum îl încânți tu pe un om? Nu vreau să mă înțelegeți. În sens spiritual vorbesc. Cum îl încânți tu pe un om? Care are o mașină bună și nu-i nimic de condamnat aici. Care are o mașină, să spunem, Mercedes, o mașină bună, o mașină care a cumpărat-o cu, nu știu, 30.000 de euro. Cum îl încânți tu pe omul acela să-i spui la un moment dat, o, frate, te îndemn, tu nu știi bucuria mea cea mare, te îndemn să vii, să mergi cu mâine undeva și să mergem cu Loganul meu cel nou. Cum îl încânți tu pe omul acela? Din ce Logan, măi? Înțelegeți? Ferice de cei săraci în Duhul. Pătrundeți sensul acestui cuvânt. Suntem uneori îmbibați și sătui și nu reușim să mai trecem dincolo. De a-i pricepe bucuria celui mărunt. De a-i înțelege frământarea celui mărunt. Lasă-mă că eu-s preocupat cu altele. Ce mai e tu cu astea? Bucuria celui mărunt. Căutarea celui mărunt. Cum te bucuri tu că vii unui omul acela cu o sticlă de giusto și se pune pe masă când tu ești obișnuit cu cine știe ce bunătăți? Înțelegeți dumneavoastră? Ori în sens spiritual, stă omul și aleargă și se frământă și el se bucură de orice picătură. Uneori, poate că suntem așa de plini de noi înșine și de mulțumirea realizărilor noastre, încât nu mai vedem nevoia celui de lângă noi. Nu mai vedem frământarea celui de lângă noi. Nu mai vedem dorința și chemarea celui de lângă noi. Doresc din toată inima ca Domnul să ne facă mai sensibili în vremuri ca acestea. Să ne ajute să trăim așa cum trăia Pavel. Știți cum? El a realizat aceasta. Și a spus, m-am învățat, m-am educat. Să știu să trăiesc și în belșug și în sărăcie. Să știu să mă adaptez la situație. Dar să știu să mă bucur cu cel ce are mai puțin decât mine. Nu să-l disprețuiesc pe cel ce are mai puțin decât mine. Ori, suntem chemați, iubiți frați și surori, să trăim și să vestim Evanghelia. Să o trăim frumos, să o vestim frumos ca în timpul zilei. Să-i apreciem și să ne bucurăm de cei de lângă noi, de echipa în care ne așează sau dorește să ne așeze Dumnezeu, de tovarășii noștri de lucru. Așa cum spunea și Apostolul Pavel, tovarășilor mei de lucru, Acuila și Priscila. Și apoi aș dori să vă spun că există o răsplată a slujirii. Spune un cuvânt într-unul din psalmi, ferice de cel ce seamănă cu lacrimi, da? Căci va secera cu bucurie, cu râset, cu zâmbet, cu chiote. Există o răsplătire. Dacă aici ne trudim, dacă aici ne cheltuim și ne consumăm ceea ce așează Dumnezeu în noi, că dacă avem sănătate, este de la Dumnezeu, dacă avem putere de muncă, este de la Dumnezeu, dacă avem dorință de slujire, este de la Dumnezeu, dacă este de la Dumnezeu, totul este de la Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că orice ai este căpătat de la Dumnezeu. Și dacă l-ai de la Dumnezeu, de ce te comporți ca și cum n-ar fi de la Dumnezeu? Adică, tot ceea ce suntem și avem este de la Dumnezeu. Și dacă suntem chemați să ne cheltuim pentru Dumnezeu, în lucrarea aceasta de trăire și de vestire a Evangheliei, evident că vor fi și răsplătiri. Apostolul a avut bucurii încă de aici, văzând cum Crist, împreună cu toată casa lui, a crezut în Domnul. Balcă în bucuria lui cea mare, deși a botezat puțin, l-a botezat pe Crist. Fruntașul sinagogii. Pentru că atunci când unii dintre cei mai tari la cerbice s-au împotrivit lucrării și Pavel a trebuit să-și scuture hainele și să spună, mă voi duce la neamuri, totuși fruntașul sinagogii Crist, împreună cu casa lui, a crezut în Domnul. Iată o răsplătire. Ai fost într-un loc, ai fost într-un mediu și va trebui să pleci de acolo. Nu-i nimic. Domnul lasă pe cineva în locul tău. L-a lăsat pe Crist, împreună cu casa lui, să ducă mai departe lucrarea. Este o răsplătire și aceasta. Să poți să pleci liniștit într-un anumit loc, că ai lăsat pe cineva în locul tău. Spunea așa Apostolul Pavel. Fac orice îmi stă în putință.
vestesc Evanghelia în orice loc, pentru ca să am parte și eu de ea. Răsplătirea supremă a trăirii și a vestirii Evangheliei este Raiul lui Dumnezeu. Este vocea plăcută a Domnului Iisus Hristos, care ne va chema și ne va spune: vino, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău. Căci te-am chemat la mântuire și ai venit. Te-am chemat să te împodobesc cu darurile cerului pentru a fi util în lucrare și ai acceptat. Te-am chemat să vestești Evanghelia, să lucrezi în colaborare, să accepți lucrarea în echipă, să fii util și să prețuiești pe cei din jurul tău, și așa ai făcut. Intră în bucuria stăpânului tău. Și doresc din toată inima ca toți să trăim în felul acesta și să auzim vocea aceasta și adresarea aceasta frumoasă: vocea stăpânului, intră în bucuria stăpânului meu. Fiecare dintre noi să avem parte de Raiul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Orice ca să-ți mulțumim, Părintele Iisusii de mine, că-ți tu prin harul minunat, mereu binecuvântat. Orice ca să-ți mulțumim, Părintele Iisusii de mine, că-ți tu prin harul minunat, că-ți te iubesc și te iubim.
Ceasul aproape a trecut. Dar am dorit totuși să rămânem la Cuvântul lui Dumnezeu și în timp ce fratele Costel vorbea, m-am uitat peste Cuvântul Domnului și mi-a plăcut atât de mult cuvintele care au fost spuse în versetul 9, unde Domnul spune, noaptea Domnul a vorbit lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea. Și continuă, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am un rod în cetatea... În cetatea? Aceasta. Amin? Amin. Nu știu dacă înțelegeți ce am vrut să spun. A vorbit atunci Domnului Moise, lui Pavel, dar cred că în dimineața aceasta Dumnezeu ne-a vorbit nouă și ne-a făcut să înțelegem că suntem chemați la o slujire. Nu suntem chemați doar să fim spectatori. Nu suntem chemați doar ca să ascultăm ce spune unul și altul și apoi să stăm, să dedicăm și să puicăm, să vedem a spus bine, n-a spus bine. Eu nu sunt de acord cu ce a spus el. Dumnezeu în dimineața aceasta ne-a vorbit și ne-a făcut să înțelegem că am fost chemați cu toții la o lucrare. Dar nu o lucrare pe care ne-a credințat-o un piecine. Ci lucrarea care ne-a credințat-o Dumnezeu însuși, mai să fie numele. Și El ne spune, nu te teme, îndrăznește. Și dacă vă veți uita pe paginile Sfintelor Scripturi, veți vedea că această chemare pe care Dumnezeu o face omului în slujire, totdeauna este însoțită de această garanție pe care Dumnezeu o dă și spune, nu te teme. Vorbeam duminicile trecute, și spunea despre Avram, omul pe care Dumnezeu l-a ales și l-a chemat. Știți ce spune Dumnezeu lui Avram? Avrame, nu te teme, căci eu sunt scutul tău. Și mai spune ceva. Și răsplata ta, mărit să fie Domnul. Nu este minunat Dumnezeul acesta? Care vine și zorbește și spune că indiferent de situația în care te afli, indiferent de locul în care ești, tu ești un reprezentant al cerului. Ești un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și Dumnezeu ți-a dat o misiune. Problema care se pune este ne înțelegem noi misiunea? Ne înțelegem noi chemare? Nu te teme. Îndrăznește. Și cred că dacă ar fi să ne dăie paginile Sfintelor Scripturii, am găsit multe afirmații pe care Dumnezeu le face poporului Său și vine și spune nu te teme, îndrăznește numai. Atunci când a izbăvit și a scos pe poporul lui Israel din Egipt, poporul tremura de frică, vine Faraon cu armata după el. Și Moise ce spune? Cuvintele pe care Dumnezeu i le-a pus să ne spună. Nu vă temeți. Stați liniștiți și priviți și veți vedea ce? Înfrângerea. Nici de cum. Izbăvirea. Pentru că atunci când Dumnezeu te cheamă în lucrare, Dumnezeu este Cel care îți poartă de grijă și este Cel care îți pregătește izbăvirea. Dar nu numai izbăvirea, ci și răsplata. Pentru că Dumnezeu spune, eu sunt răsplata ta, cea foarte mare, nu mare. Eu sunt. Adică, într-o zi, pentru toată truda, pentru toată oboseala noastră, ne odihnim brațele Lui, mai să fie. Într-o zi vom fi în cerul Lui și vom vedea răsplata Lui cea foarte mare. Vrei să ajungi acolo? Dar până atunci suntem chemați la slujire și în slujirea aceasta ne confruntăm cu multe lucruri, pentru că în viața de zi cu zi avem lucruri cu care ne confruntăm și în Evrei, capitolul 13, versetul putem aș putea spune chiar și din Evrei 12. Referindu-ne la modul nostru de a lucra, Dumnezeu niciodată nu ne-a lăsat în necunoștință de cauză, ci totdeauna a lucrat să fim în cunoștință de plină de cauză. Și lucrul acesta să facă diferența între ce sau între cine. Haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem. Capitolul 12 din Evrei cu 25, ascultați ce spune Domnul. Luați seama ca nu cumva să voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește,
Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut păgăduința aceasta, voi mai clătina nu numai pământul, ci și cerul. Și continuă și versetul 28 spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ce vrea să accentuez aici cuvântul lui Dumnezeu e faptul că noi avem o misiune. Fie că vrem să înțelegem lucrul acesta, fie că nu vrem. În lumea aceasta suntem așezați cu un scop bine definit. Și noi trebuie să fim conștienți de misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că nu este o misiune pe care ne-a dat-o oamenii, ci este o misiune pe care Dumnezeu însuși ne-a dat-o. Și ne-a însărcinat. În momentul în care Dumnezeu ne-a făcut chemarea, ne-a făcut chemarea pentru ceva. În momentul în care Dumnezeu ne-a angajat în armata Lui, în cine dă solda Lui, El spune, voi trebuie să fiți reprezentanții mei pe pământul acesta. Și ca reprezentanții mei, n-aveți voie să-L purtați oricum. Ci voi trebuie să-mi slujiți mie după regulile mele. Nu după regulile omenești. Nu după regulile oamenilor. Și uitați ce spune în Evrei 13, versetul 9. Să nu vă lăsați amăzgiți de orice fel de învățături străine. Căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au trebuit să mănânce cei ce fac slujba în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor acolo sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele Său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim, dar, afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Amin. Nu este minunat ceea ce ne spune Dumnezeu și ceea ce ne vorbește? Ne face să înțelegem că în lumea aceasta noi avem de plătit un preț. Lumea nu ne va iubi. Lumea nu ne va îmbrățișa, pentru că modul nostru de purtare și purtarea noastră ar trebui să-i facă pe ei să se rușineze. Ar trebui să-i facă pe ei să privească în viața lor și să le fie rușine. Și fiindu-le rușine, să recunoască că Dumnezeu este Cel care are dreptate, că Dumnezeu există. Să recunoască că Dumnezeu este Cel care a stabilit anumite reguli în universul acesta. Să-L recunoască pe Creatorul, dar să recunoască că este până al vieții lor. Aceasta este misiunea mea, dragii mei. Să suferim, să plătim prețul pe care Dumnezeu îl cere, pentru că El ne-a înrolat în armata Lui. Slujirea noastră cere un preț. Care este prețul pe care îl plătești? M-am uitat de multe ori și mă uit cu tristețe și văd că din ceea ce Dumnezeu ne-a cerut nouă să facem, noi am devenit de cele mai multe ori niște, scuzați-mi expresia, niște oameni care doar cere, n-am zis eu. Dar nu mi se pare că mulțumirea care ar trebui să fie pe buzele noastre în fiecare moment a secat? Uitați-vă în jurul dumneavoastră la celelalte țări, celelalte națiuni. Uitați-vă la elementele de pe mapamont care se întâmplă și puneți-vă întrebarea cu ce este voi mai bun decât ceilalți. Avem noi merite mai bune decât alții? Am acceptat noi slujirea lui Dumnezeu și ne-am înrolat în armata lui Dumnezeu într-adevăr și am venit conștienți că Dumnezeu ne cere ceva să facem? Sau suntem acei oameni care am zis odată, da, Doamne, ne credem în Tine, credem în Cuvântul Tău, dar cu Cuvântul Tău ai spus că ne porți de grijă, că ne vei binecuvânta și vom avea din Hristos. Nu ți se pare că asta înțelegem noi prin binecuvântarea Domnului și portarea de grijă? Dacă veți primi pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea pe toți acei pe care Dumnezeu i-a chemat în slujire, veți vedea că fiecare dintre ei a trebuit să plătească un preț. Este atât de greu să plătești un preț când va trebui să renunți la cel de lângă tine, de dragul lui Hristos. Când va trebui să renunți, poate, la cei din neamul tău, de dragul lui Hristos. Să fii în stare să nu faci compromis cu lumea aceasta, pentru că îl iubești pe El. Să fii în stare să nu-ți fie frică de amenințările lor,
că îți vor spune pe la mie să nu mai treci, prin casa mea să nu mai vii. Nu te mai recunosc ca și neam. Nu te mai recunosc ca și părinte al meu. Ești mai rău ca ei în lume. S-ar putea să fii mai rău pentru ei. Dar s-ar putea să fii bun în ochii lui Dumnezeu. Atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care garantează pentru tine. Și spune, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te iubesc, eu sunt Cel care te voi izbăvi. Spuneam bine seara și aminteam din Psalmul 46 și am încercat să scot în relief faptul că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. S-a făcut chiar și o cântare care o cântă unii. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar de s-a zguduit pământul. Aleluia! Acesta este Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru și vorbește în drept personal fiecăruia dintre noi. Și îmi vorbește mie și îți vorbește și ție și spune, eu sunt adăpostul și sprijinul tău. Nu te teme! Și dacă Dumnezeu îmi spune lucrul acesta, de cine să mă tem? Ce ar putea să-mi facă oamenii? Un adăpost. Un ajutor care nu lipsește niciodată nevoie. Dacă tu ești la slujirea lui Dumnezeu și ești în mâna lui Dumnezeu, indiferent cât de mari se ridică valurile pe marea vieții tale, este unul care are putere să mustre vântul și marea. Este unul la cărui cuvânt vântul și marea se opresc. Și acesta este Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Nu știu cât de mari sunt valurile în viața ta, dar știu că este unul. În atâta armată te-ai înrulat odată și poți să-i nu mai pot. Ți-a dat dreptul să-L numești Tată. Atunci când eram copil și aveam o problemă, alergam la tata să-i spun tată. Și mi-aduc aminte o întâmplare că într-o zi, fiind mai năstrușnic, undeva pe aici, pe la intim, mă luasem cu alți colegi, băieți, de seama mea și hârjoa mea, de bătaie, așa. Și venise unul dintre milițieri în vremii respective și cum s-a făcut că pe mie m-a prins și mi-a dat o palmă, dar mi-a dat o palmă sănătoasă. Și am mers acasă plângând la tata. Și am zis, tată, uite ce s-a întâmplat. Până ne-am jucat și se vedea o palmă pe față. Și nu voi uita niciodată. Tata a venit de la muncă. S-a îmbrăcat din nou, m-a luat și a venit apus de miliție. Și a întrebat, unde este Domnul cu tare? Păi de ce? Pentru că am o problemă. Acesta este copilul meu. Eu mă duc și muncesc și în profundul pământului pentru el, ca să-l cresc, să-i dau educație. De ce l-am lovit? Vreau să spun că atât de mare a crescut tatăl meu în ochii mei atunci. Comandantul miliției atunci l-a chemat pe tovarășul respectiv. Tovarășul respectiv, bineînțeles că era un pic băut. Și l-a beștelit de fața noastră, l-a făcut să-și ceară scuze în fața mea și a tatălui meu. Și a promis tatălui meu că va lua măsuri, dar nu trebuie să facă reclamație. Că tata spunea că va face o reclamație la partid. Ceea ce vreau să vă spun e faptul că atât de mult a crescut tatăl meu în ochii mei atunci. Era cel mai tare. Chiar dacă eu luasem palma. Dar el a fost cel mai tare. Dacă un tată este în stare să intervină pentru fiul lui, ce spuneți dumneavoastră, Tatăl nostru cel din ceruri, stă nepăsător la problemele vieții noastre? Eu cred că nu. Eu cred că nu. De aceea, în dimineața aceasta, vă invit respectuos, haideți să venim înaintea Tatălui nostru Ceresc, să-i mulțumim în primul rând pentru harul său. Să-i mulțumim pentru dragostea care ne-a arătat-o și ne arată zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă. Și totodată să-i spunem, Tată, avem multe probleme cu care ne confruntăm. Dar tu le știi pe toate. Încredințează soarta în mâna omului, în mâna Domnului. Și vei vedea zbăria. Haideți cu toți în rugăciune de mulțumire.